Prin intermediul acestui videoclip vei înțelege că vânzările online încă funcționează și că nu trebuie să te limitezi la o singură metodă de a vinde online. Aici poți vedea cum am pornit de la zero și am reușit să ating 2500 de lei în vânzări cu un singur produs într-o singură săptămână, având stoc limitat și vânzând doar în România. Îți voi explica cum am dat de produs, de ce l-am ales, cum l-am comandat și cum l-am promovat pentru a atinge din prima zi vânzări profitabile. Să-i dăm drumul! Salutare rechinilor, dacă sunteți noi pe canal, numele meu este Andrei Valentin și aici pe YouTube documentez cât mai transparent posibil procesul de dezvoltare al magazinelor online pe care le rulez. Dacă te interesează să-ți deschizi și tu un magazin online, lasă un like videoclipului și dă subscribe canalului pentru videoclipuri similare. Voi trece direct la treabă și vreau să clarific mai întâi cum am reușit să găsesc produsul, de ce am decis să-l testez și cum l-am comandat. Apoi voi trece la mai multe detalii despre strategia de promovare pe Facebook și care sunt recomandările mele de început. Este al doilea produs pe care îl testez cu stoc pe acest magazin. Și primul produs pe care l-am testat a fost unul câștigător și acum aștept să vină stoc nou pentru a continua să-l vând. Rezultatele la acest al doilea produs au fost puțin mai consistente și de asta am decis să vi le detaliez pe acestea. Ideea este că am găsit ambele produse folosind platforma EcomHunt, un site pe care nu-l folosesc în găsirea produselor câștigătoare pentru United States, dar văd să funcționeze foarte bine pentru produse de vândut în România. V-am lăsat un link de afiliere în descriere crearea videoclipului pe care îl puteți folosi pentru a crea un cont gratuit. Totuși trebuie să cumperi planul lor de 20 sau 30 de dolari pe lună pentru a vedea și pentru a putea găsi mai multe produse. Oricum, ar trebui să găsești cel puțin un produs bun într-o lună întreagă de abonament. Ideea este că aici pe EcomHunt poți găsi foarte multe produse care sunt câștigătoare sau au fost câștigătoare în trecut. Și cea mai bună parte este că ai anumite filtre cu care te poți juca. Spre exemplu, poți să văd produse, în primul rând să vă arăt că sunt 155 de pagini de produse, deci asta unul la mână, doi la mână pot să sortez produsele după produse cu cele mai multe comenzi, produse cele mai vechi, produse cele mai noi. Apoi pot să sortez după categorii, să filtrez după categorii. Dacă mă interesează o anumită categorie, sunt pasionat de, nu știu, hiking să spunem, sau de bijuterii, sau de produse pentru animăluțe, pot să sortez chestia asta, să filtrez această categorie și EcomHunt îmi va arăta produse doar din acea categorie, produse care sunt câștigătoare sau care au fost câștigătoare în trecut. Cea mai bună parte, vă las oricum pe voi să vă mai jucați aici cu filtrele, cu acesta nu prea mă joc foarte mult, iar la range poate mai selectez 30 de zile, dar nu atât de frecvent oricum. Cea mai bună parte însă, să spunem că mă interesează produsul ăsta pe care chiar l-am arătat acum scurt timp într-un videoclip de-al meu pe YouTube, l-am arătat ca fiind produs câștigător care funcționează pe luna iulie, dacă nu mă înșel. Și cea mai bună parte este că EcomHunt îți oferă foarte multe detalii despre produsul ăsta. Îți oferă deja o descriere micuță de care te poți folosi, din care te poți inspira, îți oferă o marjă de profit, costul produsului și la cât ar trebui să vinzi produsul ăsta, cel puțin asta îți sugerează ei. Îți oferă câteva detalii despre saturarea produsului, îți oferă detalii despre profitabilitate, din nou despre engagementul pe care îl are produsul pe Facebook, pentru că ei totodată îți oferă și o reclamă de pe Facebook, îți oferă și un videoclip de pe YouTube, îți oferă și audiența pe care ai putea să o targetezi și chiar și influencer de pe Instagram pe care îi poți folosi, cu care poți colabora ca să aduci vânzări pe magazin. Îți mai arată și review-urile de pe AliExpress. Deci, overall, EcomHunt consider că este o platformă extrem de bună pentru a găsi produse care pot funcționa aici în România. Îți mai recomand să vezi integral acest videoclip de pe canalul meu, pentru că acolo am detaliat mai multe despre cum folosesc eu EcomHunt. Revenind la produsul care mi-a adus mie rezultate, am decis să-l testez pentru că am întâlnit mai multe dintre criteriile mele. Criterii pe care le-am detaliat destul de amplu tot în videoclipul pe care l-am recomandat mai devreme. Costul produsului a fost undeva la 15 lei, prețul de vânzare este undeva la 70 de lei, deci marja de profit este de aproximativ 50-55 de lei. Nu m-a impresionat nici pe mine la început, dar aparent funcționează foarte bine. Costul de vânzare pe Facebook fiind undeva la 10-12 lei. Produsul totodată a bifat peste 5.000 de comenzi pe AliExpress, peste 10 review-uri din România și aproape toate celelalte criterii pe care le-am prezentat în videoclipul recomandat mai devreme, pe care îl poți găsi și pe canalul meu de YouTube. Așadar, am decis să comand câteva cantități de pe Alibaba doar pentru a-l valida și aici în România. Am comandat undeva la 25-30 de cantități doar. Am găsit un supplier bun pe Alibaba care avea poze decente cu produsul, oferea un preț bun și avea măcar câteva review-uri. Apoi am comandat și în 10-14 zile a și ajuns cu tot cu vămuire. Cei drept, am plătit livrare expres.
You motherfucker. Livrarea a costat mai mult decât cantitatea de produse la unele pe care le-am mai comandat, dar aici este discutabil. Eu am vrut să ajungă cât mai rapid pentru că am și avut bugetul necesar. Trec acum la strategia de promovare pentru Facebook. Voi intra și în Shopify pentru a compara rezultatele, iar apoi voi calcula totul pentru a vedea cu ce profit am rămas după toată această șmecherie. Aici pe Shopify am să vă arăt rapid rezultatele, o să dau și un refresh pentru a vedea exact care este treaba și apoi intrăm pe Facebook pentru că acolo am mai multe de detaliat, dar am selectat data de 13-21 august pentru că pe 13, data de 13 august a fost fix ziua înainte de a lansa reclamele și de asta, din câte vedeți, este pe 0. Apoi am lansat reclamele, prima zi am avut 424 de lei în vânzări, adică 5 vânzări. Apoi am avut 163 de lei, adică 2 vânzări, apoi am avut 400 de lei, din nou vreo 6 vânzări, apoi am avut aici cea mai bună zi cu 700 de lei aproape, adică 9 vânzări într-o singură zi. Și na, apoi am mai continuat și a fost în total cam o săptămână întreagă pentru că pe 21 august am rămas fără stoc. De fapt pe 20 august am rămas fără stoc și am oprit reclamele, de asta pe 21 august am ajuns din nou la zero. Cam acestea au fost rezultatele pe Shopify, o rată de conversie destul de bună, average order value destul de bun și 31 de comenzi totale în această perioadă. Acum pe Facebook vreau să vă detaliez puțin mai mult lucrurile, din câte vedeți și aici, dau un refresh. Am selectat exact aceeași perioadă, 13-21 august, pe 14 au plecat reclamele și pe 20 le-am anulat, dar am selectat cu o zi înainte ca să vedeți exact și care este treaba. Bun, am intrat la nivelul de ad set, deci sunt într-o campanie, pentru că este singura campanie pe care am rulat-o pentru acest produs. Mai exact, am rulat o campanie cu, din câte văd aici, 5 ad seturi, care au fost exact la fel. Deci este o campanie de ABO, din câte vedeți, bugetul este la nivelul de ad set, nu la nivelul de campanie și setările sunt destul de broad. Am targetat toate placementurile, am avut un buget de doar 10 lei pe zi, am targetat doar România, evident, genderul a fost destul de broad, nu am lucrat deloc acolo și în rest am targetat un singur interes, cel mai mare interes din nișa mea. Deci m-am uitat la interesele din nișa mea și am selectat cel mai mare interes din nișa mea, spre exemplu nișa de pets, pot selecta interesul pets, pentru că este cel mai mare interes de acolo. Am selectat un interes cât mai mare și am lăsat totul cât mai broad, o audiență cât mai mare, adică, pentru că am vrut să am toate ad seturile la fel. Toate cele 5 ad seturi sunt exact la fel, este o strategie nouă pe care o testez. Diferența dintre ele este creativul din fiecare, pentru că fiecare are un creativ unic. Am testat 5 videoclipuri în total și toate diferite. Deci, din nou, o campanie ABO pe conversii. Toate ad seturile sunt la fel, optimizate pentru purchase, 10 lei pe zi, am explicat mai devreme toate detaliile, toate seturile de acolo, toate ad seturile sunt exact la fel și fiecare ad set are un creativ unic în el. Deci fiecare ad set testează un creativ unic, sunt în total 5 creative unice, 5 videoclipuri total diferite și ad seturile sunt exact la fel. După cum am spus, este o strategie nouă, așa am început să lansez produse, să testez produse pe România, pentru că vreau să-mi dau seama în primă fază care este creativul cel mai bun. Ăsta a fost și un caz special, pentru că nu am testat atât de multe creative, dar ideal recomand să testezi minim 5 creative cu această metodă. Spre exemplu, la primul produs pe care l-am testat, am avut acolo 8 creative diferite, deci 8 videoclipuri total diferite, 8 ad set-uri exact la fel, dar fiecare ad set a avut un creativ diferit înăuntru. Ok? Pentru că vreau să-mi dau seama în primă și în primă fază, înainte de toate, vreau să-mi dau seama ce creativ funcționează cel mai bine sau ce creative, pentru că din câte vedeți aici, toate 5 au funcționat și o să intru imediat în detalii. Dar vreau să-mi dau seama în primă fază ce creativ funcționează cel mai bine pentru produsul meu și apoi să continui să testez mai multe audiențe diferite, să testez mai multe interese, mai multe audiențe cu acel creativ sau cu acele creative. Pentru că asta mi se pare cel mai important, mai ales pe 2021, creativele sunt numărul 1 după ce ai selectat produsul. Odată ce ai încredere în produsul tău, vrei să ai creative cât mai bune, cât mai eficiente. Revenind puțin aiciLa rezultate, din câte vedeți, toate ad-seturile au adus rezultate. Vreau totuși să clarific o problemă pe care Facebook o are pe partea de tracking. Din câte vedeți, mi-arată aici că am generat 3600 de lei în perioada asta, când de fapt în
Facebook, dacă mă uit, am generat 2500 de lei. Facebook, pentru cunoscători, cei care rulează reclame, de când s-a făcut trecerea la iOS 14.5, majoritatea dintre voi știți că sunt probleme mari pe partea de tracking. Adică Facebook nu sincronizează atât de bine vânzările care ți intră și în Shopify. Personal, am probleme diferite de la cont la cont, de la un cont de publicitate la altul. La acesta, spre exemplu, sunt probleme de over-reporting, adică mi-arată mai multe conversii decât ar trebui. Și de asta văd aici 3600 de lei, că dacă mă uit și la purchase-uri, mi-arată că sunt 52 de purchase-uri făcute, când de fapt a fost 31. Deci de asta nu v-am arătat direct vânzările din Facebook, puteam să mă laud cu astea, la un ROAS de 10, oricum ROAS-ul este foarte bun, cred că este undeva la, să estimez, eu să nu mai fac un calcul acum, cam de 6, 7, 5, 6, 7 pe acolo ar trebui să fie ROAS-ul. În continuare este extrem de bun pentru un produs ce l-am testat fără să optimizez nimic la el, dar nu este chiar de 10, așa că v-am arătat vânzările din Shopify, sunt 2500 de lei, în Facebook am cheltuit în total 342 de lei, nu iau în considerare conversion value-ul de aici, nu mă uit nici la ROAS pentru că nu sunt corecte și nu mă uit nici la procesuri aici pentru că din nou nici această coloană nu este corectă. Dar în schimb pot vedea evident că toate ad-seturile au adus vânzare, adică cele 5 creative pe care eu le-am testat, cele 5 videoclipuri diferite, sunt toate câștigătoare și pot continua cu ele să testez, cu toate să testez audiențe noi, ceea ce este fantastic. Nu de multe ori reușești să ai toate creativele câștigătoare, poate este 1, poate este 2, poate hai 3, dar 5, toate chiar, în cazul meu, au ieșit câștigătoare, toate au adus vânzări, cea mai proastă a adus 5 vânzări, care nu sunt chiar 5, probabil sunt undeva la 2 sau 3 vânzări reale, dar ideea este aceeași, toate sunt câștigătoare și cam asta a fost strategia pe care eu am avut-o cu promovarea pe Facebook și cu lansarea acestui produs. După cum ați văzut, am generat în total 2535 de lei în toată această perioadă. Din întreaga sumă am să scad costul produselor, care a fost în total de 465 de lei pentru 31 de comenzi. Și mai scad costul de promovare pentru întreaga perioadă, care a fost de 342 de lei, cum ați văzut mai devreme, pe Facebook. Și așa am ajuns la un profit estimativ de 1728 de lei pentru întreaga săptămână. Am spus profit estimativ și nu profit net, pentru că ar trebui să mai scad câteva costuri, de genul planul de la Shopify, taxe, aplicații, dar consider că sunt oarecum detalii, având în vedere că Shopify și aplicațiile le plătești lunar, nu săptămânal, iar impozitul este de doar 3% pe venit la un SRL fără angajat. Cu 1300-1400 de lei tot rămân ca profit net în cel mai rău caz și consider că nu este deloc rău, având în vedere că au fost primele reclame rulate vreodată pentru acest produs și nu am optimizat mai nimic la ele. 1300 de lei săptămânal nu sună wow, dar poți înmulți cu 10 numărul să-ți faci o idee de rezultatele posibile dacă aș fi putut scala produsul având un stoc mai mare. Este oricum pe drum. Consider că bugetul necesar pentru a începe să vinzi în România cu stoc nu este foarte diferit de bugetul pentru a începe dropshipping pe United States, fiindcă un stoc de 20-30 de cantități nu este chiar atât de scump, având în vedere că vei vrea să te concentrezi pe produse ieftine la început. Deci ți-aș recomanda tot 1000-1500 de euro ca buget de început dacă vrei să-mi urmezi sfaturile și să testezi câteva produse pe România. Asigură-te că vezi totuși acest videoclip pe care l-am mai recomandat mai devreme, plus celelalte videoclipuri din seria mea despre dropshipping în România pe 2021 pentru șanse cât mai mari de succes. Pe site-ul meu andreivalentin.com poți găsi și alte produse digitale sau servicii atât gratuite cât și plătite. Lasă un like la acest video dacă te-am ajutat, lasă-mi și un comentariu cu ce ai vrea să afli mai departe de la mine pe YouTube. Mă găsești pe Instagram la andrei.valentin, unde postez zilnic. Eu am fost Andrei și ne vedem data viitoare.